prieteni, uite, am ajuns în zona unde mi-am propus să pescuiesc. Nu vă ascund, deja am prins un caras și un murunaș frumos. Am mai avut două rateuri, deci agățat în cârlici în apropierea bărcii, am scăpat. Se pare că lucrurile s-au schimbat de la ultima partidă pe Dunăre. Să vedem, să nu-l de ochi. În sfârșit mai avem o captură. Probabil un murunaș sau un caras. Caras de Dunăre. Ia uitați-l. Încă un caras. La un moment dat credeam că l-am scăpat, de aia nici n-am spus nimic, că venea spre barcă. Da, am ghițit, te cu de gorjorul să-l scot. Foarte, foarte ciudat, foarte că intra și pe asta altă. Nu mai trebuiam să spun că... Da, este că ori vine spre barcă, ori nu este. Tocmai vreau să spun că tot ce am prins, am prins numai pe cealaltă lansetă. Pe asta... Na. M-a apăcărit. Dar măcar am avut și pe ea trăsătură, că până acum pe ea n-am avut. Nu știu de ce, e aceeași montură. Am impresia că în zona sunt și raci, că după cum vedeți acum feederul din stânga, sunt niște apăsări. Nu par a trăsătură de pește, dar în schimb pleacă vârful. Dunărea este relativ curată, nu prea are gunoaie și prin urmare altceva trebuie să se întâmple. Și bănuiesc că e vorba de raci, fiindcă pe lanseta cu pește viu
din dreapta, am scos-o pentru revizuire și un oblete dispăruse, iar celălalt era mâncat pe jumătate. Nu știu ce altceva putea să-l mănânce pe jumătate. Am văzut niște ciugulituri foarte fine, ca și când ar trage plătica sau morunașul. Deci n-a fost ceva care să mă determine să înțep. Și de asta tind să cred că sunt și raci în zonă, ceea ce este foarte prost, că unde sunt raci nu prea stă peștele ăsta pașnic. M-am grăbit. O, ba nu, este. Este. Din nou un carapus. Am renunțat la cele două lansete care le aveam pe răpitor, fiindcă oricum n-am avut nicio trăsătură și peștii mi-au mâncat dracii. Și mai mă și încurcam cu ele aici, măcar mă încurcam dacă merita, dar asta e. În schimb, văd că a început din nou să mănânce carasul. Nici nu eram atent, strângeam ancora, făceam altceva când a tras și de asta nici nu este de la început trăsătura. Curentul s-a întors, barca văd că acum se duce spre Amonte. Dacă prima dimineață mă împingea foarte tare în aval, a trebuit să pun și ancora. Acum văd că mă duce spre Amonte. Dar asta e, oricum nu am să mai stau, cine știe cât. Probabil preț de o oră și voi pleca spre casă. Oricum, sunt bucuros că am reușit să văd culoarea, a început să tragă peștele și la Dunăre. Ia uitați acum când scad apele ce trece pe Dunăre. Dita mai copacul cu flori cu tot. Șocioară stătea pe el. Și sintagma aia care ne place nouă. Astăzi atâta s-a putut. Prieteni, aici se încheie și partida de astăzi. O partidă care m-a bucurat foarte mult, fiindcă a început să miște peștele la Dunăre. Nu am avut o captură surprinzătoare, câțiva caraș, un morunaș, dar oricum e foarte bine față de cum era zilele trecute, când efectiv nu vedeai o trăsătură toată ziua. Pe Litkov deja ați văzut ce am pățit. N-am putut să pescuiesc din cauza ploșnițelor ălura sau căpușe, cum naiba le spune, puturoase. Și posibilitățile de pescuit deja erau limitate. Sper să vă fi bucurat și pe voi ceea ce ați văzut și
până data viitoare, care, nu știu, va fi iar o fidă reală, dacă nu voi pleca la Biban, fiindcă, din câte știu, în momentul în care apa scade și acum va pierde undeva vreo 40 de centimetri în decurs de câteva zile, s-ar putea să găsesc bibanul și mă gândesc să mă duc să-l caut. Rămâne de văzut, mai mă gândesc până atunci. Așa că, până data viitoare, eu vă spun la revedere!